să vedem dacă ți faci și unul, nu? Pentru început, trebuie să vedem dacă și jandarmii au colaborat și mașina de poliție, de la locală și de la județeană, în punețețe. Și trebuie să constatăm ce mașină are, dacă se ține după mine. Pentru început, trebuie să rechiziționăm altă mașină, ca să urmărim angajații Ministerului Afacerilor de Interne. Pentru că aceasta e procedura, nu este așa? Există salve, ci ești urmărit că e plângere nefondată. Oamenii care au avut voci sunt suri. Ce cam așa. Este un comportament necivilizat a familiei Maghiar, în care poliția este și jandarmeria acolită cu poliția locală. Și grupul ALMA. Grupul infractor. Nu ne trebuie cornetești. Erați poliții la locală și ați băut 2, poate 3 de bocuti. Nu râdeți? Că așa se discută pe la noi. La țară. Când vor veni peste voi, furși, topoare și coase. Le-a ajuns o moagere? La cum să nu? Creiau și alarmă. Da, tu colegul de la Simvex. Pentru autocamioane. Armata română le lua și le-a utilizat pe urmă. Mai scandați, dragi peneliști, almiști și moagheriști.
Iată, intră Corlătescu, e Cova. Nu e Cova. Cam de pe vremea lui Trățulească, știi? Știi chestia aia cu țigareta? Când, dacă nu merge cu Corlătescu, facem cu țigara asta. Un coleg pe Gigiu, Maranau, dacă e liber. N-am chef de glume.